Vă numiți Angela Cebotar, de unde sunați? Spuneți de unde sunați și care e problema. Sunt de la Rezina, de la Azil de Bătrâni, dar acum cauza că eu n-am casa, fratele a stricat casa și eu vreau să mă adresez la cineva să mă ajute să o repar. Cine să mă poată ajuta? Dar de în ce sat sunteți? Eu cu fratele nu stau bine. De în ce sat sunteți? Sunt cine? Orhei? Da, sunt cine? Așa. Și ați încercat să vorbiți cu primăria, primar, primăriță, ce aveți acolo, consiliul local, ați scris o Da, cerere cu să vă ajute să corupție, reparați nu. casa? Nimeni nu se interesează, nu. Nimeni nu se interesează. M-am adresat și au zis că lasă fratele să facă el sănătos și lasă să facă fratele. Dar fratele și el s-a dus, nu se răspunde cu mine, nici nu știu de când, nu știu cât de dânsul. Și alte O neamuri n-ai? plecat-o și nu... Am neamuri, dar neamuri de cum? Plecat e psihotare la muncă, care e cu bătrâneță pe acasă, e greu și lor și nu le trebuie la nimeni. Iacă cum, nimeni n-are nevoie, nici nu vine nimeni, nici să mă vadă, nici... Iacă cum. Dar Amin, ce? părinții au murit în 2001, tata a murit în 2001, mama a murit în 2005. Și a rămas singur, iacă. Dar ce La vârstă ai? zil de bătrâni am venit. Ce vârstă ai? De ce ești la zil de bătrâni? Că nu ești pensionară, nu? Pensionară de invaliditate de naștere. Am înțeles. Nu de vârstă. De la naștere sunt invalidă, așa m-a născut mama cu dizabilitate. Da. Cum se numește? Bolnavă cu spatele, cu picioarele, merg așa înclinat. Am o grupă întâi. Și aici la azil pensia ți-o ia administrația și te Nu, hrănește ne trinze. dă, ne dă. Ne Păi, dă, pensie ne dar dă, aduni bani, nu? câteva procente oprește, dar, mă rog, aș vrea casa să mă ajut cineva să repare, dar nu știu cine e, că nimeni nu vrea să apuce, fratele a zis că nu-i trebuie casa și dar eu vreau o casă. Vrei să te muți, trăiești acolo, în sat, singură. Nu să mă mut, dar pur și simplu să mă ajut cineva să repare casa aia, uite că e cum. Păi pentru ce să Nu știu, repari casa dacă nu o să trăiască nimeni acolo? cu timpul aici așa și dacă aici e greu și aici spun că nu-s bani și n-au cu ce repara și ascult și aici e greu și e greu. Nu ești sigur că o să rămâi mult la azil și te gândești să ai unde să te retragi dacă te dau afară, da? Da, aici așa e situația, că dacă, cum, nu te comporți frumos sau cumva așa, păi te alungă, deci eu, dacă, cum să vă spun, am fost odată deci adusă și am venit înapoi și n-am unde să mă duc, am fost la niște prieteni în sat, dar prietenii cei le-am mult mulțumit că, mai scurt, au spus că du-te că și la mine e greu și mai scurt. De acord. Și am venit înapoi aici. Dar cumva poate să mă adresez, nu știu, televiziunea asta la președintele țării, el poate să mă ajute cu ceva, ori nu poate să facă nică. El Mă poate duc să să facă multe, ajute dar nu prea ajută pe pe toată lumea. cineva, Alege ajută, așa dar pe pe cine... sprânceană. Pe unii ajută, dar pe unii nu. Da, așa am observat Și și eu. multă lume critică pe dânsul, multă lume invidioasă, rău. Eu nu aș crede așa că omul, mă rog, poate și unele probleme sunt, dar, mă rog, eu nu pot zic nică de dânsul că e
Nu știu, în primul rând, dar eu spun că Igor Dodon e președinte ca președinte și trebuie să ajute toți oamenii săraci, nevoiași, care pe stradă, care n-au casă, dar lumea spune că asta îl face reclamă. Dar eu nu pot scrie așa. Dar te întrebam câtă pensie ai, câți bani îți rămân după ce... Pensia mea de toată 1000 de lei. Și la dumneata Da. câți ajung, pe card sau în mână? Mână, 442 de lei. Mai Dar puțin, câteva procente oprește aici, nu? mai Pe puțin de hrană, pe jumătate. lină, pe medicamente, pe asta. Bun, și banii ăștia ce faci? Îți cumperi, eu știu, haine, ceva, Da. sau pui Da, deoparte și da, aduni da. pentru casă? Da, de mâncare, ceva așa mai din îmbrăcat, din calzat, ne-am cumpărat ca cred că e de tapu și ceva așa și tot e scumpă, mă, și banii ăștia 400 de lei și noi și pași cu noi. Da, 400 de lei moldovenești e cam 100 de lei românești sau vreo 10 cât? Vreo 10 dolari sau cât iese? 50 de dolari. 50 de dolari iese. Da, nu, haina e scumpă, o maică e scumpă, un chiloț, un drasta, dar nu avem și faci trebuie să cumpărăm. Eu am Da, și el nu e înregistrat apelul. sănătos, dar el Am înregistrat mesajul dumneavoastră și îl fac public. nu vrea să mă ajute pe mine cu nimica. El spune că el a să mă lepe de pe mine. Da, despre cine Că vorbiți? ia Despre cu domnul. frate? Da. El e sănătos, lucrează, om sănătos, numai că a fost căsătorit și s-a despărțit. Da, are Și problemele lui. el nu trăiește mai cu nici o femeie, nu știu de ce cauză, că e... Nu-i bun el. Complicat, n-ai, viața lui, treaba lui. Dacă vrea cineva să te ajute, cum poate? Doar să dea bani sau să vină să repare casa cu muncă voluntară, nu? Cam cât e de vechi casa din sat? Nu știu dacă au auzit. Cât e de vechi casa din sat? E a părinților? S-a întrerupt de tot. Nu prea mai are semnal. Asta e situația.